Bună ziua, YouTube! În clipul acesta am ieșit din casă, surprinzător și pentru mine, am fost în piața Obor, am cumpărat fructe și legume, după care am fost în Lidl, unde am cumpărat aceleași fructe și legume pe care le-am testat ulterior cu acest aparat numit Green Test, care măsoară nivelul de nitrați din produse. Haideți să vedem ce a ieșit. Este foarte cald, sunt 40 de grade efectiv. Mă sufoc, sunt fleșcă, pur și simplu, dar ne aflăm în piața Obor, acolo am mâncat Spitnic. Cel mai probabil ați văzut clipul. A fost toată lumea în perioada asta, așa că Mr. Beast a fost pe la Cluj, Speed a fost aici la Obor, a venit Travis Scott în Costinești, adică urmează să vină Eminem. La anul ceva ne întâlnim cu el aici, tot aici în Obor. Toată lumea e în România în perioada asta. Din păcate, fiind un pic căscat, mi-am uitat cash-ul acasă și aici în piață nu merge cu cardul. Tata, o să trească să mergem să scoatem și niște bani cash. Ideea e că noi trebuie să cumpărăm un produs din fiecare. O să fie un pic dubios. O roșie, un ardei, un pepene, vorba aia. Da, aici încercam să explic doamnei de ce o să cumpăr un singur produs din fiecare. Un moment foarte cringe ca idee și ca să le evităm totuși, haideți să vedem ce sunt aia nitrații pentru cine nu știe. Nitrații sau nitriții sunt o sursă esențială de azot pentru plante, fiind forma naturală a azotului care se găsește în sol. Și aflăm că odată ingerați, nitrații se transformă în nitriți, substanțe mult mai toxice în urma contactului cu microfibra bacteriană a stomacului. Avem și câteva efecte adverse prezentate aici în urma unei cantități peste limită. Putem avea hipertensiune, cefalee, intoxicație, disfuncții ale sistemului circular și ale glandelor tiroide. Printre legumele bogate în nitrați se numără salata verde, spanacul, rucola, sfecla, morcovii, fasolea verde, pătrunjelul. Din fericire putem reduce cantitatea lor, ni se menționează aici niște lucruri, dar nici nu mi-aș bate capul foarte mult cu lucrurile astea că nu mai mâncăm nimic în ritmul ăsta. Haide să revenim la clip. Am luat și cartofi, am luat și ceapă, am luat de toate. Mai luăm un pepene. Cred că luăm și roșu și galben. Să luăm și roșu și galben? Hai că facem așa. Ia uite. Sună bine, doar pepene sună bine, viitorul nu. Nici să nu 38, 35, trăiască să mai ia. Vreți să gustați? Aș dori să gust. Aș dori. 7 lei. Filmați-l când bine, bine. Gustă și când zice bine, 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 ia. Rău, bine rău. E bun, chiar bun. Nu vreau acum. Nu vrei? Ei. Să iau și galben? Păi lua și un galben zemos cu miezul verde. Haideți că iau și unul galben. Puterile. Da, bă, am ajuns la Lidl-ul de la One, aici pe bogăție. Nu știu cum naiba s-au gândit oamenii să facă Lidl la One, adică să e One totuși, nu știu, făceau și Gucci, de exemplu, la One, mi se părea altceva. Au făcut Lidl. Avem pepene roșu, avem pepene galben, ăsta arată absolut hidos, dar cred că luăm pe ăsta. Am luat și eu caisă, tare. Sună bine, ci că dacă sună așa mai gol, ar trebui să fie, deși na, acum pepenele trebuie să sune gol, capul, sper să nu sune la fel. Avem și roșii, care de fapt nu sunt roșii, sunt mai portocalii așa, dar sunt românești, aparent. Am făcut-o pe schemă, s-a panicat femeia aia, mă rog, s-a panicat. Și că să moară viața mea, n-am văzut pe nimeni niciodată să cumpere un cartof. Ce vreți, doamnă, am încercat să explic că filmăm ceva, n-a înțeles, îți dai seama să vii la Lidl-ul de la One totuși să cumpere un cartof? Asta mi se pare tare. Un cartof, o caisă, o piersică, o banană, puțin din fiecare. Vorba aia. Dar trebuie să filmăm, nu vrem să le aruncăm după aia. Și mă omoară pepenul ăsta. Hai să mergem. Mi se pare funny că oamenii din piață n-au zis absolut nimic, a? Și femeia din Lidl era așa, a luat și caisa aia, se uita, zici că ma, să moară viața mea, o cais. A luat cartoful, mamă, să moară viața mea din nou, un cartof. Cine ia doar un cartof și o căisă, cine? Noi, doamnă, noi atâta se poate, atâta... Și asta e bugetul pentru clipul ăsta. Da, lăsând glumele la o parte, nu știu de ce e așa wow să cumperi un singur produs, o roșie, o ceapă, adică dacă trebuie să plec mâine, de exemplu, o săptămână de acasă și vreau să-mi fac în seara asta o salată, de ce aș cumpăra mai mult decât trebuie? Dar românul e român, tată, până nu cumperi 17 kg de cartofi, parcă degeaba. Da, am ajuns la noua mea locație, bă, tată, noul meu penthouse, nu că aș vrea să mă laud, dar mi-am luat penthouse, hai că mi-am luat, tată. Urmează să vi-l prezint și hai să testăm pepeni și tot ce am mai cumpărat, a început ploaia, hai să mergem. O, domnul Andrei, intrați, vă rog, intrați. Haideți că mi-ați creat toate condițiile. Sper că vă place scara de loc. Da. Sper că vă place liftul. Vedeți, mă descurc. Sunteți un om descurcării. Da, da. Și voi ați răcit că și eu am răcit. Mă doare gâtul. Numai oamenii inteligenți, bă, răcesc vara. Hai că... Da.
Să moară viața mea, că am transpirat, nu mai pot, efectiv, să moară viața mea. Cine cumpără un pepene? Un cartof? Cine, cum să cumpere o ceapă? Să moară viața mea. Hey Siri, open the door. Asta te descurci. Bine v-am găsit. Se filmează. Ați dori să apăreți în... Da, de ce n-ați dori? Da, haideți să lăsăm aici pe penele. Ia uitați aici ce se întâmplă. Filmați, vă rog, sus. Ia uitați. Wow! Foarte, foarte nice. Avem și terasă. Haideți pe terasă. Cori filmează, da. Uitați și terasa. Extraordinar. E mai răcoare pe terasă. Foarte frumos, foarte nice. Cred că filmăm pe terasă. Le injectezi? Tu le injectezi? Și am revenit dintr-un nou cadru. Sper că vă place cadrul. Ne bate un pic lumina în ochi, dar este bine. Am așezat fructele, legumele și tot ce vedeți. Sper că vă plac, arată foarte bine. În stânga ce avem? În stânga avem ce am cumpărat de la Lidl. Un pic mai multe sunt de la Lidl. Am cumpărat puțin mai mult de la Lidl decât nu. Ne-am lăfuit mai mult. Am avut bani de Lidl. Da, o avem și pe Alexandra. Te rog să... Cu ce te ocupi, Alexandra? La anul să fiu stomatolog. Și ce cauți aici, Alexandra? Tu m-ai chemat. E aparatul ei, mă, și mi-a zis: "Bă, dacă nu apar și eu pe clip, eu nu îți dau aparatul." Și... Nu, nu e adevărat. Ba da, asta mi-a zis. Și a cumpărat aparatul special ca să apară pe clip. Special pentru tine. Da. Fiind invitată, te las pe tine. Cu ce ai vrea să începem exact? Păi nu știu, eu zic pe Beni să-i lăsăm mai pe final, că sunt cei mai controversați în perioada asta. Să începem cu cartoful, că și așa ai cumpărat un cartof. Să moară viața mea, n-am văzut pe nimeni niciodată să cumpere un singur cartof. Să rămână doamna. A, nu e. Sunt niște oameni pe balcon, ne mai salutăm, ne mai... Avem toate legumele și toate fructele fructele și cumva ne... Chiar și de-astea exotice. Și ce înseamnă toxic? Adică, uite, de exemplu, aici ne arată o valoare de 250, nu știu dacă de ne arată... De miligrame pe kilogram, zice că este normal să aibă. Și nouă acum, dacă ne arată, nu știu, o valoare de 800, nu e bine. Nu, înseamnă că dacă consumi mult, poți să ajungi să ai niște stări destul de nașpa. Dacă ajungem la 10.000 de like-uri, testăm și apă. Luăm toate brandurile de apă, o testăm și pasta de la chiuvetă să vedem care e ce și cum. Da, hai să începem cu cartofii. Să moară viața mea, un singur cartof am cumpărat. Deci ăsta este cartoful din Lidl. Să-l tăiem. 250 de miligrame trebuie să aibă și ne arată, avem o valoare de 280. Da. Și este cu verde. Vă rog frumos să apropiați. Bă, e bine. Da, adică este bine, da, exact. Ca idee, aparatul ăsta este omologat, din câte știu, în două țări europene. Acum, cel mai probabil nu sunt valori din alea de laborator, 100%, dar cumva îți faci o idee. Adică, da, exact. Până una alta, vreau să-l pregătești din nou. Deci nici cartofii din piață... 470? Da. Și ar trebui să avem o cantitate, nu? De miligram 250. De 250. Aproape dublu. Acum, na. Dacă e să ne luăm după statisticile astea, după aparatele astea, nu cred că mai mâncăm nimic niciodată, ca idee. Hai să testăm vânăta, eu zic. Vânăta? Mergem pe vânăta, hai, da. Este o vânătă cinstită. Este o vânătă cinstită rău. Este sub... Oamenii ne recomandă o valoare de 310 și avem 210. Bine rău. Bine rău, Lidl, pe bine. Haideți să testăm vânăta din piața acum. 250 de dată. 250? Da. Dar tot e sub 300. Deci luați vânătă de la Lidl. Da. Și 250 e bine, adică tot e sub, e bine, ca idee. Da. Nu murim. Ideea e că nu murim nici de acolo, nici de acolo. E foarte bine. Hai să trecem mai departe. La Lidl nu am găsit castravete din acela mic, cum am găsit de la piață, și am zis să luăm castravete. Sunt mai puternici ăștia de la... Să vedem acum dacă avem sub sau peste. Ești pregătită? Da. 280 sub. Foarte tare. Adevărat miroase bine. Păi facem și o salată cu cartofi prăjiți, n-am luat brânză. Niște ouă ochiuri, bă, da. Niște ouă ochiuri. O salată cu roșii, bă, să moi pâinea aia acolo în zeama aia. Niște cartofi cu ouă. Îmi plouă în gură. Efectiv, bă, și sexul e bun. Bă, dar voia să moia pâinea, mă, în sosul ăla de la roșii. Nu se compară. Yes. Ăștia-s românești.
l-am văzut pe unul la sală, bă, nu că vreau să, la altă sală de data asta, să moară viața mea, era un pic mai mare de, bă, m-am simțit prost să mor eu, deci ăsta sunt eu pe lângă băiatul ăla, m-am simțit prost rău de tot, Eu vreau să știu de ce te uita la așa ceva. Pentru că flexa un pic cu ea pe acolo, prin vestiar, o punea, o... am rămas un pic traumatizat ca idee, m-am simțit foarte prost, sunt un pic, am niște complexe acum, cred că m-am mișcat iarăși un pic, am repede. Păi da. 190. 190. Ăsta la, din Lidl a dat o valoare mai mică ca idee, dar cred că tot aia până la urmă. Arată un pic mai stătută la așa, sincer. Arată un pic mai... e mai fresh ăsta din piață. E bine să ștergem de fiecare dată, să nu... să fie pe bune. Da, da. Avem o valoare de 250. Cât avem? 30? Sub 30. Suntem bine, mă, tata, mă. Hai să-l testăm și pe ăsta din piață. A scăzut așa un pic nivelul de energie. De la căldura asta. Și suntem amândoi răciți. Lăsați în comentarii dacă și voi răciți vara. Cred că e a doua oară când răcesc. Circulă o gripă. Nu e de la gripă. Cred, cred că avem COVID. Eu cred că e de la noi. Ce, acesta este? Cât are? Sub 30. Da, hai să testăm bananele, ca idee în piață n-am găsit banane, am luat două banane din Lidl, efectiv. O să testăm una singură, că mă gândesc banane. Că... să ciocnim bananele. Hai că... 200 și 200. Suntem forță. Păi unde, mă, că a avut mai puțin la tine? La mine a avut 200 fix. 200, da? Da. Deci a lui 110. Hai că ești forță pe voce. Da. E bună? Facem o pauză de banană? Ce doriți următorul? Roșii? Asta e roșie, asta roșia e portocalie. Roșia e portocalie, da. Dar din România sunt ambele. Și destul de scumpe. Era 14 lei kilogram. Mamă, un pic de sare acum. Știi franzela aia proaspătă? Aia de crocant, așa. Surprinzător, roșii cu gust, bă, tată. Bună roșie. Nu? 140. Și cât avem? 300. Bă, eu după gust mi-am dat seama. Adică, pe bune zic. Dar chiar e bună, vrei? Nu. Hai că... roșie. Asta chiar e roșie, stai să o gustăm și pasta. Hai că nu murim dacă e. O ștergem bine. Bă, v-am zis, eu când eram mic, mâncam stixuri de pe jos, le vedeam, erau plăcerea mea, efectiv. Adică nu era... Nu mai făceam figuri, mâncam corcodușe. Când era mai mic, săptămâna trecută? Mama, asta a fost de-aia. Ce tremur, din piață. A fost puternică. Ai făcut o poftă acum când a sărit de-aia mai așa. Mamă, cu niște... mă gândeam cu pâine de-aia așa, 146. Din cât? Din 300. Tot din 300. E un pic bătută de soartă. Mamă, cred că acum o să ne ia cu plâns. Zici? Bă, am auzit că e life acolo, ci că dacă nu, dacă toci ceapă și așa, dacă mesteci gumă, și că nu mai lacrimezi. Nu știu dacă e pe bune. Ai testat? Ai... că eu nu gătesc. Nici tu nu gătești. Nici eu nu prea gătesc. Yes. Este sub. Este sub 30. Deci ceapa este safe. Mâncați ceapă că e sănătoasă. Bă, da, chiar vezi că intra bombă în salata. Dar luați-vă și gumă. Bă, intra bombă. De fapt, bombă. Nu mâncați ziua ceapă. Nu-i ce trebuie ziua ceapă. Da, mă uitam săptămâna trecută. E un băiat pe net care te învață să agăță chestii și omul meu voia să se ducă să agațe femei și așa, dar înainte voia să mănânce mici. Ce părere ai despre acest aspect? Nu e ok. Să mănânci mici. Nu-i și okay să te vezi să cu... mici. Păi și dacă mănânci și tu? Eu nu mănânc mici, mie nu-mi plac mici. Dar ce-au mă... nu mi se par feminin. Ai zis Dana Budeanu, ca femeie, dacă mănânci mic, să nu mănânci pe după casă? Să nu te vadă nimeni, să nu știe în baie nimeni. Pe întuneric. În baie pe întuneric, tu să știi și atât, nimeni să nu știe. Ceapa din piață. Ceapa din piață ar trebui să fie mai sănătoasă. Mai ceapă. Mai ceapă, da? Să moară viața mea, o ceapă ai luat. Deci femeia aia numărul 1 din Lidl, efectiv. Nu, nu o să uit. Da. Era atât de dezamăgită pe fața ei. Păi îți dai seama, o să te duci la Lidl-ul de la One și să cumperi un cartof și o ceapă. Sub 30. La fel, este la fix la fel. Pasta a pus o bunicuță din România și pasta tot o bunicuță din România. Mamă, dar trebuie să spălăm sincer cuțitul ăsta acum. Da. Așa ar trebui să se numească clipul ăsta. Să moară viața mea, murim. Ce testăm? Pruna. Hai cu pruna. Ce-a fost asta? Mamă, ce cărămos s-a simțit forța. Cât avem? Normal, avem 30 de grame, are sub 30. Suntem bine. Mâncați prune. E bună? Bă, chiar e bună. Vrei? Ai luat una. Vrei? Mai am una. Una, ai luat una. Și dacă cealaltă nu este. Ia-mă gustă. Nu vreau. Bă, e bună. Nu vreau, lasă. Asta era din piață, nu? O prună. Bă, dar e bună. Pruna din Lidl. Roșii, cu prune, cu banane. O cană cu lapte, sunt mai bine.
Este foarte bună și pruna din Lidl. Este toată ta. Servis cu plăcere. Aia mai verde, parcă asta e coaptă. E coaptă cum suntem noi acum. Așa. Să moară viața mea, o prună ați luat. Hai să testăm caisa. Da, dar cea din piață nu avem. Da, n-avem, cred că a căzut prin mașină, ca idee. O testăm pe asta din Lidl. Tot o bunicuță din România aduce marfă și la Lidl. Este foarte bună și respect. La Lidl. N-aș vrea neapărat gusto. Să... Dar gusto tu. Dar gusto. Facem jumate-jumate. Pă ce-ai scovâlcit-o și-ai strâns-o între... Dar ce mă ți-e scârbă de mine, mă? Nu de tine, de... De mâinile tale. De mâinile alea jegoase. Și acum avem 120. Sub 30. Bine, bă, tată. Bine, 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 bine rău, bine rău. Bunicuța din România chiar aduce marfă la Lidl. Respect Lidl. De ce, mă, ce-o merele? Nu. Bă, chiar e bun. Aia e nectarină sau ce e? Da. A, o mai avem și pe aia. Da. Și piersică o avem din piață, nectarină de la Lidl. Nu am găsit piersică în Lidl. La gust, pe acolo. Da, una are păr, alta nu. Nu are epilare definitiv. Aș prefera fără păr ca idee. Îți lasă puful așa în gură, nu e ce trebuie, nu... Ce-s? În general e bine să fără păr, asta e. Vă lasă puful în gură, piersica. Femeile. Vreau să piersica zic. Din piață. Este foarte bună, deci putem să o spălăm. Sub 30 și avem aici o cantitate de 60. Da, mom, deci nu murim, adică ca idee da, știi deci că... Sunt safe alimente. Da, chiar sunt safe. Și nectarina. Tu știi rilul ăla, văzusem mai de mult. În America, pepeni și fructe și chestii efectiv cauciucate. Something bad is happening to the fruit in America. Hundreds of people on TikTok are reporting that anytime they buy produce from the grocery store, it's super rubbery and almost feels fake. It happened to this woman when she bought watermelon for her kids as it was super stretchy and inedible. And again when this person bought avocados in Texas that felt like Play-Doh. It's even been happening to bananas. And this popular TikToker swears that there was a fake blueberry made out of silicone in the pack of real blueberries that she allegedly bought from Costco. And as a result, everyone in the comments is freaking out saying that the fruits are being pumped with growth hormones and others are saying that they will only be shopping at farmers markets from now on. Acolo e grav. Acolo într-adevăr e grav. Ce valoare avem la pară? 60 și este la fel sub 30. Bă, suntem bine, bă, tată, bă, suntem bine rău. Hai să ne asigurăm aici că suntem porținii. Valoare de 60, tot așa, minus 30. Ce minus? Mă rog, minus, sub, așa. Este foarte cald. E, nu mai spune așa, și nu e nebun că filmăm pe terasă, adică... Miroase a ceapă. Da, 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 dar miroase a ceapă puternic, adică nu așa. Tu crezi că tu nu miroși? Bă, eu mai și put, oricum, dar... Noi nu mirosim, noi ceapa aia de acolo... Ăsta e din Lidl. Haide, îl tăiem sau... Îl tăiem, păi nu-l tăiem noi. Eu sau tu? Tu ești bărbatul. Tu ești bărbat. Dacă nu bărbatul știi să... taie pepenele. Dacă nu știi să tai un pepene. Exact. Bă, arată bine. Ce valoare avem? 600. Cât mi-a arătat? 60 de miligrame. E puțin cam... Pepenii nu sunt deloc safe. Păi da, mă, eu când eram mic mi-aduc aminte că, na, găseai pepeni doar vara în principiu. Acum găsești pepeni și iarna. Ce se întâmplă? Băsescu e de vină. Vă zic sincer. Eu zic să mai tăiem. Deci ăsta în principiu, nu știu, dacă să zicem mănânci un pepene de ăsta, s-ar putea să fie... S-ar putea să facă rău. Te oprește poliția, spune testul antidrog, s-a terminat. Zic ăștia că ai băgat metamfetamină. E ceva rău de tot. Cheers. Nu e rău. E bun, mă, ce ai. Da. Vezi că rece e bombă. Ai încercat pepene cu zeama de la lămâie? Să nu, tot zeamă de... da, am auzit. Am încercat eu. Și... top, recomand. Cheers. E dulce de la acrișor, așa, pur și simplu, adică dacă, nu știu, uite, de exemplu, ăsta mi se pare destul de dulce ca idee. Și dacă torni un pic de zeamă de lămâie peste, e gustul la dulce acrișor, așa, foarte bun. Maica mea mai mănâncă pepene cu pâine. Asta, pe asta n-am înțeles-o, sincer. Pepene am cu pâine. Pepene cu brânză. Pepene cu brânză și cu pâine. Asta mi se pare și mai și. Trebuie să ne ridicăm pentru... Asta e un pic mai mare, asta mă bate. Bă, sincer, să arată un pic mai verde așa în interior, nu o să te mint. Exact ce ai zis tu cu dop. E păcăleală cu dopul. Bă, voi ați pățit vreodată, mă, să mergeți în piață sau nu știu undeva, whatever, să vă facă oamenii dop la pepene, să fiți acolo. Mamă, cât de bune pepenele pe loc. Bă, ce extraordinar. Și când ajungeți acasă să fie... Eu am pățit. Ai șters asta? Da. Cât ne-a arătat prima oară? 600? Da. Momentul adevărului. 570. Deci ăsta e tot cam pe acolo. Zice că este unsafe. Cheers. Hai că e bun ce ăsta.
mi se pare mai dulce, da. Din Lidl. Ăsta e din Lidl. Lidl și ăsta e din piață. Partea ta tot e de la piața. Domnul, da. Tot de la Domnul. Dar noi trebuia să luăm să încercăm ce a zis domnul ăla. Voi ați încercat pepene cu coajă verde și cu interior galben? Ăsta din Lidl mi s-a părut mai bun la gust, deși valoarea a fost relativ la fel și la asta din piață și la asta din Lidl. Da, mie mi-a plăcut mai mult ăsta la gust. Lăsați-mă în pace, ție care ți-a plăcut. Da, totul s-a da. Plăcut. Perfect. Așa este. Ăsta miroase, e mai parfumat. Ăsta e mai... E mai... Din piață. Da, ăsta e mai parfumat. Poți să testezi și tu. Ia-l și pe ăla. Deci COVID n-avem. Avem miros. Eu când eram mic nu-l suportam pe ăsta galben. Eu nici acum nu-l suport ca idee. Mamă, miroase roșii. A roșii? Efectiv, a roșie miroase. Da, chiar că... Bă, bune, de nu miroase roșie. Nu miroase roșie. Puțin. Miroase roșie. Dar nu miroase nici cum a pepene galben. Niciodată nu miroase, deci pe bune. Mamă, 760. Din cât? 90 miligrame pe kilogram. Bă, miroase de 760, sincer. Miroase. Adică... Dar arată necopt, nu știu, cred că de-aia miroase roșie. Bă, tată, bă. Bă, bă, tată, bă, bă. Nu e cop, nu? Bă, ce ăsta, bă, tată, bă? E tare, e... N-are niciun gust. Ceva rău. Na, ăsta, ăsta, ăsta... Dar tu n-ai gustat, doar ți-ai băgat din... Bă, m-a speriat textura aia, real. Dar ia o guriță! Nu vreau, mă sperie. Nu vreau. Andrei, arată că ești bărbat. Nu. Cred că ăsta din piața galbenă o să fie cu siguranță mai bun decât prostia asta. Da, pe ăsta miroase. Ăsta chiar e ce trebuie. Altceva, bă, tată, bă. Altceva, e umed, ceea ce e un semn bun. Dar miroase bine, mă. Ce semn bun are, 940. Nu știu, mă, nu-mi pasă, miroase bine. Din cât tot așa? 940, bă, tată, bă. Nu mâncați pepe. Eu nu cred, ia, e bun. Ce-a vezi, mă? Mamă, cât de bun e. Bă, e bun rău, bun rău, real. He, boy. Acest sunet a fost ceva. Bă, e bun rău, să moară viața mea ce pepe ne-am nimerit. He, boy. Uite, gustul ăsta așa parfumat, așa. Da, că e prea parfumat, nu? Da, e un pic, adică așa sunt deci ăștia galbeni, în general. Deci parfum. Da, dar e bun, mie-mi place. Da, nu mai am șervețele. A, mersi. Da, cam atât, bă, tata. Deci ăsta practic nu e safe, dar vă zic sincer, e foarte bun. Ăla e cauciuc. Ăsta nici la dușmanul dai. Dar ăsta pe ăsta îl recomand domnul din piață. Cu ăsta a dat, un pic așa de fail ați dat cu ăsta, dar ăsta galben e bun. V-am zis, eu nu cred că sunt rezultate de alea de laborator, de ceva extraordinar, atât de exacte și așa, dacă ca idee este omologat în două țări europene, din câte știu și eu, și e și destul de scumpuț, așa, cumva îți faci o idee relativ de ce mâncăm și ce nu mâncăm. Ăsta ca idee... și carne, pește... Carne, într-adevăr, dar ăsta pare nu e bun, dar eu vă zic sincer că e foarte bun, adică chiar l-aș mânca, cel puțin jumătatea asta a mea nu e chiar, după. O să-l mănânci sigur. Sper că am râs, ne-am simțit bine, Doamne ajută, mersi că ai venit, ai participat. Sper să nu murim după acest Dacă film. Nu mai postez, adică dacă vedeți vlogul ăsta sunt safe, dacă nu... I'm safe. Yes. Exact cum scrie pe aparat. Da, să moară viața mea, cam ăsta a fost vlogul. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram andrei.cosmin. Nu uitați că o găsiți și pe Alexandra, tot pe Instagram, nu știu exact cum. Solcan Alexandra. Aia zic. Și ne auzim data viitoare. Like, share, subscribe. Yay!